din guvernul precedent declara că reforma a fost finalizată. Dar aici și surprinderea noastră, de ce acest centru în continuare rămâne aici și irosește bani public, pentru că funcțiile pe care le îndeplinește acest centru trebuie să fie îndeplinite de funcționarii publici. Și acum o să analizăm termenii de referință și o să venim cu o soluție. Noi nu vedem de ce acest centru trebuie să-și continue activitatea. De ce a fost demisă doamna Bulică? Pentru că nu este cel mai potrivit om ca să conducă această Casă Națională de Asigurări Sociale, pentru că inclusiv comunitatea internațională s-a plâns că nu a putut să obțină date de la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a calcula impactul schimbărilor care au fost făcute în sistemul de pensionare. Astea sunt motive suficiente care demonstrează irresponsabilitatea managementului. În programul de acțiuni al Guvernului se vor regăsi absolut toate lucrurile, foarte concret și punctat. Iar să înțeleg că încă nu a fost publicat în varianta finală? Planul de acțiuni? Programul de acțiuni se elaborează după ce Guvernul ajunge în funcție și lucrează la el împreună cu ministerele timp de câteva săptămâni. Se lucrează la acest plan. Sper în timpul cel mai apropiat. Deci, la încă vedere cu domnul Coza, ce subiect? În primul rând, o să discutăm despre cooperarea economică și comercială. Asta este scopul vizitei, așa cum ne-a fost nou prezentat. Ați văzut astăzi că s-au operat modificări în componența Comisiei Bilaterale și să vedem care sunt disponibilitățile Moscovei în raport cu îmbunătățirea condițiilor de comercializare a bunurilor de proveniență din Republica Moldova. Când se poate loc această întrevedere? De seară, la ora 5, vom avea întâlnire aici, împreună cu colegii mei din ministere. Iurie Ciocan, de cât timp beneficiază de acest salariu de 70.000 de lei? Haideți să vedem exact ce scrie aici. Din păcate, nu este data. Trebuie să verific colegii. Aici este o notă de serviciu făcută de către Lilia Palin către Pavel Filip, unde Pavel Filip scrie de acord. Și aici este cifra de 70.014 lei și se descrie modul în care s-a ajuns la acest salariu. Destul de sofisticat mod. Persoanele care au avut scărină în urma prăbușirii blocului de la OTAC s-au plâns ieri că nimeni nu le acordă niciun ajutor. Totodată, cei din blocul vecin vor ca să fie susținuți financiar. Mâine după masă, eu merg în vizită și o să discut cu oamenii de acolo. Acum, nu știu dacă v-au informat colegii mei, noi vă invităm pe cei care sunteți curioși să vedeți cum arată etajul 5, pentru că ne-am documentat și am înțeles că dacă în anii precedenți, din 2003 până prin 2016, cheltuielile de mentenanță a clădirii Guvernului erau în jur de 1.000.000 de lei. În 2017, cheltuielile de mentenanță a clădirii Guvernului au crescut până la 28.000.000 de lei, iar în 2018 au fost 23.000.000 de lei. Și ar trebui să fiți și dumneavoastră curioși să înțelegeți unde s-au dus atâtea milioane, diferența de la 1 la 28. Și mai ales că aceste cheltuieli nu s-au făcut pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru toți angajații din Casa Guvernului, ci în special pentru cei care au stat la etajul 5. Pentru cei curioși, vă fac o invitație să mergeți la etajul 5. Cine a stat la etajul 5? Poftim? Cine a stat la etajul 5? La etajul 5 stă prim-ministru și echipa primului ministru și viceprim-ministru.